precum cel din părinți și distinși reprezentanți ai ultimei serii de deținuți politici care mai sunt printre noi, distinși urmași ai luptătorilor anticomuniști, ai foștilor deținuți politici care sunteți prezenți și voi toți cei tineri care ați venit aici mânați de chemarea aceasta pe care ei, de dincolo de morminte, ne-o fac permanent, mai cu seamă în această vreme în care, iată, parcă întreaga țară începe să îi cunoască, întreaga țară începe să se intereseze de ei la aproape 3 decenii de la căderea oficială a comunismului. Vreau în primul rând să mulțumesc părinților care au slujit în această seară și în mod special Arhiepiscopiei Bucureștiului, Bucureștilor, Preafericitului Părinte Daniel și Bisericii Ortodoxe Române pentru tot ceea ce de ani de zile fac pe linia recuperării și perpetuării memoriei celor care au ne-au dat nouă astăzi demnitatea și dreptul de a călca demn pe pământul acestei țări. În numele organizatorilor, și este vorba de mai multe organizații civice și grupări civice, printre care Fundația Ion Gavrilo Ogoranu, Asociația Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei, Frăția Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Asociația Noua Dreaptă, Gruparea Camarazii și multe alte grupuri civice și asociații care s-au unit în organizarea acestei manifestări. Vreau să îmi exprim convingerea că și de aici înainte, ca și anul trecut, ca și anul acesta, va rămâne această zi de 14 mai, ca și ziua de 9 martie, în memoria colectivă, în memoria neamului românesc, ca una din zilele reper care odată pe an ne fac să ne gândim mai mult la cei care, așa cum spuneam, au îndrăznit în urmă cu mai bine de 7 decenii să se încleșteze într-o luptă dreaptă, dar inegală, cu tăvălugul ateo-bolșevic. Voi, înainte de a da cuvântul foștilor deținuți politici, precum și câtorva invitați de seamă pe care îi avem în această seară, și este vorba de maestrul Dan Puric, este vorba de teologul Dan Ion Vasile, de domnul doctor Corneliu Zeană, președintele Asociației Urmașilor celor persecutați în regimul comunist, și de alți militanți, ca să zic așa, reprezentanți ai asociațiilor civice prezente aici, înainte de a le da drumul, vă propun să mai ascultăm o dată câteva din cântecele, cele mai multe dintre ele zămislite fie în munți, atunci când martirii noștri luptau cu arma în mână împotriva comunismului, fie în închisori, atunci când le murea câte un camarad, atunci când își exprimau speranța că se vor întoarce într-o zi, așa cum frumos scrie poetul pătimirii temnițelor comuniste, Radu Gir. Deci,
Îl rog pe domnul de la sonorizare să ascultăm câteva din aceste cântece.